Polițiștii Pășcăneni au sancționat șoferițele într-un mod mai aparte. De ziua femeii, agenții au înlocuit amenziile și avertismentele cu flori și felicitări pe care le-au oferit doamnelor și domnișoarelor în trafic. Agenții de poliție le-au oferit conducătoarelor auto de 8 martie zambile și urări de bine pentru o primăvară frumoasă. Împărțirea celor 150 de flori a început în zona de deal din oraș, în fața școlii Iordache Cantacuzino. Vreau să profit de această zi pentru a reînnoi parteneriatul cu doamnele și domnișoarele din traficul rutier, să le asigurăm de toată stima, tot respectul și toată dragostea noastră și să le asigurăm că vom face tot ce ține de noi pentru a le asigura cele mai bune condiții ca drumurile și deplasările cu autoturismele să se facă în cele mai bune condiții. Șoferițele au primit cu zâmbetul pe buze această surpriză și au fost încântate de inițiativa polițiștilor. Să fim fericite, să doresc drumuri bune alături de soț, fără niciun fel de probleme. Eu, mulțumesc frumos, drumuri multe și bune, mulțumesc frumos, la fel, să fim fericite. Mulțumesc frumos, la revedere, la mulți ani. Cum vi se pare inițiativa? Foarte frumoasă, foarte frumoasă, de apreciat. Sperăm să se întâmple la fel în fiecare an. Este pentru prima dată când sunteți oprită în trafic? Da, da. Vă dorim mulți kilometri fără niciun de probleme. Stați că eu am închis. Și dumneavoastră, sănătate multă, vă dorim o primăvară frumoasă. La revedere. Unul mâna, o primăvară frumoasă vă dorim. Să fiți fericită și iubită și drumul multe. Fie cu publică. Să rămâine, să ne facă. Să fiți fericite! Mulțumesc, la fel! Să rămânem la asta! Da, la asta! Să fiți fericite! Și angajatele Spitalului de Urgențe din Pașcani de la compartimentul de primiri urgențe au fost amendate cu flori. Sărut mâna! Bună ziua! Bună ziua! Sărut mâna! Menționăm că astfel de activități au avut loc în fiecare an în județul Iași.